Un pitbull printre filme e un titlu jucăuș și nu numai. Pentru că pitbullul nu e numai rău, este și un câine ludic. După cum nici eu nu sunt numai un critic rău, sunt și un critic bun și un critic mijlociu și un critic jucăuș. Am scris aceste articole în ultimii aproape 10 ani, de prin 2005 încoace. Hai, 9 ani sunt. Și pentru că n-am vrut să fac ceea ce se mai practică uneori, și anume pur și simplu să-mi adun de avalma într-un volum articolele de cinema scrise într-un număr de ani, am hotărât să le organizez în mod tematic după autori, după curente, într-o anumită ordine, nu neapărat cronologică, ci în orice caz semnificativă mai degrabă, și să le însoțesc cu o serie de alte comentarii pentru ca întregul să fie mult mai coeziv și mai bine legat, mai organic, mai semnificativ. Scopul cărții e simplu de explicat. E pur și simplu privirea mea asupra filmului contemporan românesc, cu trăsăturile lui definitorii, cu tot ce are mai bun, cu tot ce are mai groaznic uneori și cu tot ce are mai mijlociu în marea majoritate a cazurilor. Unii îl înjură și îl denigrează, alții îl adulează fără rezerve, iar alții încercăm să-l respectăm așa cum este el. Asta încerc să le transmit și tuturor celorlalți.